Salutare, dragi prieteni! Am fost întrebat despre nada de Dunăre în special. Ceea ce fac eu este valabil nu numai la Dunăre, este valabil și pe Bălți, da? Dar hai să zicem acum la Dunăre că vom merge să pescuim în Morunaș. Chiar am văzut un clip la un magazin, da? Un magazin foarte cunoscut. Mergea cineva la Dunăre și acolo a arătat, frate, cred că vreo 7 pungi cu nadă. Păi la 7 pungi cu nadă deja se duce peste 1 milion și ceva. Numai pe nadă. Deci numai pe nadă, da? Deci, frate, asemenea țeapă n-ai văzut. Eu am să vă arăt ceva foarte simplu. Celebru furaj de pui, faza 1, da? Pentru pui între o zi și 10 zile. Deci nu luați pur și simplu de pui sau de curcan și la revedere. Nu, nu, nu. De ce? Pentru că o granulație mare și nu face ce trebuie. Da? Eu am să vă prepar acum rapid niște nadă pentru Dunăre, care merge extraordinar de bine și mai ales că perioada este a morunașului, a scobarului și a mrenei. Da? Bun, nada trebuie să fie special culoare verde, pentru că scobarul, morunașul mănâncă foarte multe verdețe de pe pietre, chiar și doamna mreană și plătica caută pe acolo. Hai să facem, da? Facem așa, 2-3 pumni. Uitați cum arată nada. Eu am să pun aici cu mâna. Am să vă spun vocal toate ingredientele, pentru că n-are rost să fac așa iurea, pentru că asta ceea ce fac aici o să dau la niște găini să mănânce, da? Deci asta este nada. Uitați cum arată. Uitați granulație. Vedeți? L-am pus așa, da? Acum o să luăm niște colorant, că o să facem verde, așa am spus, da? Colorant alimentar, deci nimic chimic. Am să arăt aici pe asta. Uitați cum arată, de la sel gros. Culoarea verde ne trebuie la Dunăre, dar o să-l punem în apă. Eu o să lucrez cu o mână acum. Ah, am pus cam mult. Nu contează acum. Asta e. Să-l pun jos, să nu-l vărs. Uitați. S-a colorat apa, da? Și acum începe să punem. Asta o să-l arunc. Da, bun. Ia așa. Ia uite-o, ia uite-o tată, ia uite-o tată, uite-o tată, uite-o tată. British bread să fie sărată, da, bun. Păi dacă vreți să fie sărată, voi nu sunteți în stare să aruncați în ea o mână de sare gronjoasă. Mai punem puțin, că am făcut-o un pic cam așa. Bineînțeles că la Dunăre lăsăm să tragă, da, așa. Asta este pentru coșuleț. Vă dați seama, deci eu acum este cu o mână. Cu o mână țin telefonul. Uite-l. Uite-l. Da? Bun. În ea ce mai punem? Da? Miez de sămânță. Cred că se întorc punga invers. De floarea soarelui. Da? De semințe de floarea soarelui. Miez. Miez de sămânță. Da. Uite, de la magazin. Da? Vărsați în ea o pungă. Eu n-am să văd că ăsta o să-mi trebuiască la pește. Da? Aici puteți să puneți și o mână de boabe de piper. Puteți să puneți, deci v-am spus, sare grunjoasă, o mână de sare grunjoasă, dacă să iasă sărată exact ceea ce mănâncă și îi place doamnei mrene. Așa. Puteți să luați și o pungă de la Mega, de unde vreți voi, de un pic de parmezan să aruncați aici, dar nu cred că... Puteți să luați aromă de parmezan sau ceva de genul să-i puneți aici. Deci nu trebuie neapărat... Hai să vedem cam cum se face. Ia tu. Uite, tată. Uite, uite, uitați. Cât a durat, prieteni? Clipul durează 3 minute și asta am făcut-o într-un minut. Uite-l. Uite, vrei pentru metod? Uitați pentru metod. Ia uite-o. 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 Vedeți, așa, asta are semințe în ea, adică se presupune că are semințe, n-am mai pus, da? N-a dat pentru Dunăre. Are miroase a făină de pește, miroase și a floarea soarelui, pentru că și asta conține floarea soarelui, boabe de porumb, spărtură are și uitați ce bine se leagă. Da? Uite. Bineînțeles că după 20 de minute își face ea și mai bine treabă. Nici atât nu durează, e mult 20 de minute, 10 minute. Dacă mai e necesar, o să mai puneți apă. Puteți mai faceți o șmecherie alături, iarăși 2-3 pumni de nadă, faceți culoarea roșie. Că doar lucrăm cu materialul clientului, avem aici mai multe culori, și roșu, și galben, și verde. Niciun fel de problemă, aroma alimentară, meto sau sel gros. Uitați sticlele aici, ăsta cred că este galben, da. Uite-l. Așa.
mișto, hai că era să încadă și pe jos, nu mai contează, da? Și v-ați făcut și puteți, arnada aia când se mai usucă puțin, luați și băgați în coșuleț. Puțin galben, puțin roșu, faceți multicolor. Care e problema? E că cânepă, una alta, păi pește știi care e cânepa în apă, bă, mă duc la ala care e cânepă. Ete flori, semințe de, v-am spus, de păsărele, de tot ce vreți voi, băgați acolo nada asta. Și lucrează excepțional de bine, uite, uite. Cade în apă, se sparge imediat, uite, la impact, nu știu, pormă, uite, uite, uite cum se face. Impecabil. Sănătate multă și nu mai dați banii pe tot felul de porcării de la magazin. Deci furaj de pui faza întâi pentru pui de între o zi și 10 zile, deci pui mici. Și uitați cum se face. La, atenție, la pește pe Dunăre, cât și pe lacuri, da? Nu mai dați cu nor, mai ales acum pe alța pe Dunăre foarte multă săbioară. Foarte multă săbioară și a vine mea după nor. Dacă nata se va desface între ape, ați rupt-o în fericire. De ce? Ea vine după nor și imediat când începe coșulețul jos, va lași ataca săbioara. Voi aveți nevoie de niște nadă care să rămână și pe substrat, da? Uite-o, având granulație un picuț mai mare, are ce mânca peștele. Vedeți, prieteni? Asta e șmecheria. V-am pupat, sănătate!